Onorat prezidiu, domnilor președinți, dragă Victor, distinși oaspeți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor delegați, camarazi, nu sunt nici socialist și nici femeie. Nu mi-e ușor și dacă, așa cum mă gândeam adineauri, ce să spun eu între atâția socialiști, socialdemocrați, pesediști pe scurt, îmi venea mai întâi un cuvânt simplu. Dragii mei, mulțumesc! Mulțumesc în numele Partidului Național Liberal pentru tot ceea ce am construit împreună, pentru bătăliile extraordinare pe care le-am dat împreună, pentru tot ceea ce vom face, sunt sigur, de acum încolo, împreună. Am obținut o victorie extraordinară, nu doar în plan electoral. Am obținut o victorie extraordinară în plan moral, în planul acela în care puțini ne dădeau șanse, în care am putut dovedi cum două partide cu istorie diferită, cu identitate doctrinară diferită, cu gusturi în atâtea și atâtea privințe diferite, pot construi împreună atunci când e nevoie pentru o țară care este una, care este aceeași și care este singura noastră țară, și a dumneavoastră și a noastră, România. Ni s-a explicat de către teoreticieni ai neîmplinirii că în politică niciodată unul și cu unul nu fac doi, ci mult mai puțin. Noi am crezut și am dovedit că unul și cu unul au făcut de această dată mult mai mult decât doi. Că unul și cu unul fac din ce în ce mai mult decât doi. Am obținut aceste victorii împreună, umăr la umăr, spate în spate, gând la gând, pentru că am avut încredere unii în alții, pentru că am fost solidari unii cu alții, pentru că am sperat noi înșine, am mobilizat și am purtat speranța celor mai mulți dintre compatrioții noștri. Și dacă azi m-am adresat dumneavoastră tuturor cu camarazi, nu este pentru că aș fi devenit sau m-ar bate gândul să devin socialist sau social-democrat. Dacă m-am adresat dumneavoastră cu camarazi, este pentru că am luptat și încă luptăm împreună, pe același front, cu același scop. Și pentru că, așa cum le spun colegilor mei de partid național-liberal, îngăduiți-mi să vă spun cu prietenie și cu colegialitate și dumneavoastră, vor trece ani, vom încheia ce avem de făcut împreună și aceste două partide se vor afla, așa cum e logica normală, politică, democratică, față în față în bătălie electorală, cândva. Ar fi extraordinar să nu uităm nici unii, nici alții ce am făcut împreună și atunci când vom fi adversari. Și atunci când veți fi adversari. Să nu uităm că în momentele cele mai grele pe care le-am trăit în 2010, în 2011, în 2012, ne-am avut de multe ori ca frații și aceste lucruri trebuie să nu le uităm, nici noi, nici dumneavoastră, niciodată. Sunteți astăzi și veți fi în anii următori
cel mai mare, cel mai puternic partid politic al României. Aveți astăzi și veți avea în anii următori în Partidul Național Liberal cel mai puternic și mai onest aliat pe care îl puteți avea acum în politica românească. Sunteți parte, cum suntem parte și noi liberalii, la cea mai puternică alianță politică construită vreodată în istoria României. Aveți, așa cum avem împreună, cel mai puternic suport popular și electoral pe care l-a avut cineva în ultimii 20 de ani. Toate aceste lucruri înseamnă pentru noi toți, pentru dumneavoastră, în primul rând, ca cel mai mare partid și mai puternic partid al României azi, o enormă responsabilitate. Nu doar responsabilitatea de a avea o bună guvernare, nu doar responsabilitatea de a avea o nouă Constituție, nu doar responsabilitatea de a face o regionalizare care să ne ducă definitiv în inima civilizației europene și să-i facă fiecărui român din orice colț al țării viața mai bună, mai ușoară. Avem multe, multe alte obligații, din care cea mai importantă mi se pare aceea de a da întregii țări, de a da întregii românii ceea ce ne-a asigurat succesul nouă. Încredere, solidaritate, speranță. Economia performantă, locurile de muncă, autostrăzile, școlile bune, laboratoarele de cercetare, serviciile publice eficiente, justiția adevărată, democrația adevărată, nu se fac doar cu bani și aceea din ce în ce mai greu de găsit, ci se fac cu încredere, cu solidaritate, cu speranță. Avem împreună obligația de a avea încredere între noi, de a genera încrederea românilor în noi, în instituțiile publice, în cei care îi conduc și a românilor între ei și noi înșiși. Avem obligația de a fi solidari noi toți și avem obligația de a da oamenilor un orizont de speranță și un orizont de împlinire. Toate aceste lucruri sunt foarte grele. Poate că toate aceste lucruri par mari ambiții, dar nu ne putem angaja la mai puțin, pentru că nu așteaptă mai puțin românii de la noi. Nici de la Victor Ponta, primul ministru, nici de la toți ministrii săi, nici de la fiecare dintre dumneavoastră, nici de la fiecare dintre noi, toți, de la primul ministru și până la primarul și consilierii celei mai mici comune din România, toți suntem parte a acestui proiect, a acestui angajament și al obligației și responsabilității de a răspunde acestor așteptări. Sunt convins că o vom face. Sunt convins că tot ceea ce este greu în fața noastră va fi depășit. Și aș încheia spunând, fără nicio urmă și nicio intenție ironică sau polemică, două vorbe care sunt foarte serioase și care sunt un mesaj fundamental pe care am cinstea să-l port azi către dumneavoastră. Despre reevaluare. Reevaluarea apare pentru unii cel mai recent joc de societate din politica românească. Și fără niciun fel de îndoială că în viața politică, viața publică, în afaceri, nu mai vorbesc, există mereu și mereu reevaluări. Se pot reevalua companii, se pot reevalua acțiuni, se pot reevalua proiecte, se pot reevalua partide, se pot reevalua persoane. Există, știu bine că și dumneavoastră credeți la fel, există lucruri care nu sunt de reevaluat. Pentru noi. Și am să vă spun ce nu reevaluăm noi, ce nu reevaluăm noi. Nu-l reevaluăm pe Traian Băsescu.
Nu reevaluăm regimul Băsescu. Jos Băsescu, fără îndoială, sunt încă o dată alături de Victor și de acord cu Victor, nu poate fi un proiect. Dar Jos Băsescu, în înțelesul de înlăturare și de schimbare a unor oameni, a unor mentalități, a unor practici, este o condiție nu suficientă, dar absolut necesară pentru pornirea și împlinirea oricărui alt proiect. Doi, nu ne reevaluăm aliații. Aliații noștri sunteți dumneavoastră, Partidul Social Democrat. Ne putem ciocni, ne putem tulbura, ne putem opri pentru un moment, pentru a lămuri un incident sau altul, o neînțelegere sau alta, o intenție sau o declarație sau alta. Dar aliații noștri, așa cum desigur sunt și cei din Partidul Conservator și cei din Uniunea Națională pentru Progresul României, sunteți dumneavoastră Partidul Social Democrat. Până unde? Până când? Până la capăt. Adică până atunci când România va fi sănătoasă, când economia românească va putea oferi locuri de muncă și venituri corecte tuturor celor care au nevoie de ele și au dreptul la ele, până când societatea românească va restabili echilibre juste și minimal necesare într-o societate, până când România se va ridica sănătoasă în picioare. Că asta se va reuși până în 2016 sau până în 2020, vom vedea. Dar miza noastră, asta este și noi nu o reevaluăm. 3. Nu reevaluăm mandatul pe care alegătorii ni l-au dat. Și mandatul acela e simplu. Dreptate până la capăt și România puternică. Asta înseamnă să fim împreună, asta înseamnă să lucrăm împreună, asta înseamnă să construim împreună, asta înseamnă să dăm României conducători pe care România îi merită, să dăm României instituții de care România are nevoie și pe care cetățenii români și poporul român îi merită. Asta înseamnă să însănătoșim România, asta înseamnă să scoatem România din periferie, asta înseamnă să deschidem un nou orizont României, asta înseamnă să construim un destin adevărat și demn acestei țări. Nimic din aceste lucruri noi nu reevaluăm. Am încredere deplină, așa cum am avut în ianuarie 2011, cum am avut în toate zilele și nopțile grele ale bătăliilor de anul trecut. Am încredere și avem încredere, noi liberalii, în dumneavoastră toți, de la Victor Ponta până la fiecare membru din ultimul colț al țării, în cei din această sală și în cei de acasă. Am încredere că putem merge mai departe și putem reuși. Sunt solidar și suntem solidari cu dumneavoastră toți, în primul rând cu Victor Ponta, care o fi primul ministru al dumneavoastră, dar e și al meu și al partidului meu. Am întreagă și avem întreagă speranța și avem puternică speranța că noi împreună putem reuși aici, în România, pentru România,
că putem, în numele românilor, împreună cu românii și pentru români, să obținem adevărata victorie. Așa să vă ajute Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu.